Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce să faci dedicație? Elon Musk face Twitter pe bani. Face Twitter pe bani? Da, o să fie pe bani. Practic toată lumea cu bani, cu nu știu ce, și problema e că, știi, noi ne-am gândit că... Bine, în România și așa nu funcționează Twitter-ul. Cred că în România o să aibă un cont că tu o să plătești. Da. Eu nu o să plătesc niciodată. Pentru Twitter. De ce aș plăti? Păi nu ești tu fascinat de Twitter, faci, și de când toate evenimentele sunt utilizate? Da. Sunt utilizator, dar cum să plătesc? Mie mi se pare o idee bună asta. În ce sens? În sensul că mai filtrează din ce? Conturi false oameni care... Mă refer la Facebook, că nu stăpânesc bine... La Facebook scrie acolo că va fi mereu Twitter gratis. Eu Facebook propun să fie pe bani. Asta zic. Că în felul ăsta, rămân 10.000. 10.000, în România, cred că rămân 102. Și doamna Șoșoacă. Posibil. Doamna Șoșoacă. Ați văzut că acum a lansat o nouă teorie a conspirației. Că dispar banii. Am mai văzut chestia asta. Acum s-au prins că dispar banii. Și revenim la trup. Noi observăm asta lună de lună. Da. Dispar în prima săptămână, nu știu cum l-ai văzut. Dispar banii și dispar banii. Fizic. Așa? Și după aia o să ne controleze ei cu ce avem prin conturi, bănci, transferuri. Cum ne controlează, stați liniștiți. Ne da. Nu știu cum ne controlează prin banii electronici, dar asta este teoria conspirației și l-am văzut și pe manelistul Costi Ioniță care făcea apă. Ce zici pe manelistul Costi Ioniță? Nu mai e, s-a lăsat. Era manelist când era tânăr. E producător muzical. În primul rând cântă cu Shaggy, știi? Compozitor. Producătorul muzical de manele, Costi Ioniță, l-am văzut. Și de manele, dar nu e manelist. Dar ce mai produce? Păi cântă cu Shaggy, cântă cu tot felul de fete. Ce? Cu bulgăroi, ce? Ce? Muzică. Muzică tip? Tip orientală. Ia caută tu, Costi Ioniță, heavy metal. Dă, caută ceva, da? Să vedem ce cântă domnul Costi Ioniță. Dă-i pe YouTube. Hai să văd dacă avem ceva aici în baza noastră de date. Nu cred. Eu avansez teoria că domnul Costi Ioniță este manelist sau producător muzical de manele. Domnul Zafir, greșit, și altceva. Greșit. Ia uzi. Put your hands up. Cat de Luna și Costi Ioniță. Always on my mind. Ia fiți atenți. Stați să scrie, ascultătorilor, scrieți-ne voi. Aceasta este o manea vopsită sau nu? Nu ești, acum pe ea e indus direcția. Bine, ce stil este acesta? Uite, pui, după ce ai spus, la revedere. Ia liniște, stai. Nu e, mă, e exagerez, e producător. Și costum băia asta are fain. Așa, ce a zis? Da. Costi susține chestia asta. A făcut apel, că a zis că el scoate toți banii. S-au zis la bancomat. O să ia ceva vreme. Da, de unde asta? O să zic că nu poți să scoți decât câte 3.000 odată sau ceva. Cred că 4.000 maxim pe zi. Da. Deci acum toată lumea poate să știe, toată lumea a aflat că domnul Costi Ioniță, producător muzical de muzică orientală, își ține banii în saci acasă. Asta e pop. Da. Își ține banii în pungi acasă, pentru că dânsul așa a zis că gata, s-a terminat. Se desfințează banii fizic, o să fie numai pe card și o să ne controleze în felul ăsta. Și doamna Șoșoacă, să știți că a ordonat și ea pacienților care o urmăresc să rupă băncile, așa a zis, să rupă băncile. Așa. Ceea ce cred că eu sunt convins că sunt niște paznici prin unele parcuri care sunt îngrijorați de apelul doamnei Șoșoacă la simpatizanții dânsei să rupă băncile. Adică eu cred că unii chiar o se ducă să rupă fizic băncile. Prin parcuri. Da, Toma Caragiu is breaking a bank. Nu, de cineva zice că e reghe piesa. E reghe. Da. Vă mulțumesc pentru Costi, am învățat câinele să latre. Băi, ce răi sunteți. Da, mai e un nene, Cezar Ionașcu, care crede că guvernul mondial sau ceva vor face bani electronici cu termen de garanție. Adică expiră ce? Păi cu, oricum expiră cardurile, nu? Adică nu, dar banii o să fie. Adică nu, dacă nu-i cheltuiești în două luni, nu mai sunt valabili. Două luni? Cine stă, mă, cu banii două luni? Două, trei luni și gata, s-a terminat. Da. Nu știu dacă s-au lămurit cu dârele de pe cer, că asta era mai devreme, știi, cu dârele pe care le lasă avioanele. Da, probabil. Știți că teoria este că oculta mondială ne otrăvește la cap cu substanțe de-astea pulverizate din cer, de avioane. Asta e, băi, îți dai seama, deci sunt complot mondial. Sunt peste tot, în toată lumea, avioane, e secret. Numai câțiva și-au dat seama.
Sunt mii și mii de oameni implicați în complotul ăsta, piloți, mecanici, industria chimică, PAC, zboară, bă, dar nu au reușit să găsească metoda prin care să facă dârele alea invizibile. Da. Adică, știi? Eu aș vrea să le facă mai colorate, să nu fie de ce doar albe. Da, exact. Sau să le facă de mai multe culori. Hai, bă, le facă albe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.